Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial de pictură, pictură acrilică. Astăzi vreau să pictăm, vreau să vă învăț și vreau să pictăm o crenguță cu niște floricele de cireși, cu sakura, cum se spun ele. Mai întâi începem cu albastru și alb, voi folosi ca să fac fundalul. O să las o descriere în... o să las lista de culori, dacă vreți să folosiți fix albastru, care l-am folosit eu în descriere. Și la fel și lista de pensule. Pânza pe care o folosesc este o pânză 20x20, un carton pânzat practic. Pensula aceasta cu care fac fundalul este o pensulă lată din păr sintetic numărul 50. Și pur și simplu pun culoare pe pânză. Și încerc să fac o trecere cât de cât, nici foarte fină, nici foarte... să fie o trecere cum simt eu, practic, ca să fie un fel de cer în spate. Asta este la latitudinea fiecăruia, nu există un mod corect sau un mod greșit. Pictăm, ne relaxăm, nu avem ce greși. Poate cerul cuiva e mai albastru, poate e mai alb, poate are o trecere mai, eu știu, abruptă între culori, poate are o trecere mai finuță între culori. N-are nicio importanță. Fiecare face fix cum vede. Asta este și frumusețea în pictură. Și cam așa este fundalul. Eu acum sunt mulțumit de el, o să-l întorc invers. După ce l-am lăsat să usuce, nu știu exact cât să zic, vreo 10 minute, cu un creionaș schițez o crenguță și niște floricele de cireși. O schiță simplă, nu fără să... pur și simplu mi-am făcut așa în cap cum aș vrea să arate și o desenez ca să pot să o urmez după aia când o să o colorez. Oricum, pictura, în general, ne dă o stare de bine, o stare de relaxare și eu îmi încurajez cât de multă lume să prindă curaj și să picteze, pentru că nu este greu, este ușor de învățat, chiar tot ce trebuie să facem este să dăm la o parte faptul că avem în cap o preconcepție, trebuie să fii artist, nu trebuie să fii artist, sau trebuie să fii artist, toți suntem artiști. Toată lumea poate să facă ceva, toată lumea s-ar simți bine dacă ar pune o culoare pe o suprafață. Și s-ar simți bine multe feluri. Nu știu, eu... de la început îmi plăcea, mi-a plăcut să desenez, să pictez. Nu m-am bușit de talent, vă spun sincer, nu vreți să știți, v-am mai spus ce făceam la început. N-am fost talentat în ghilimele. În schimb, mi-a plăcut, am desenat destul de des și cu timpul am devenit mai bun. Este pur și simplu practică mai mult decât talent, aș putea spune. Acum folosesc un verde mai măsliniu, așa și cu maro. Un burnt umber, dacă nu mă înșel, și colorez crenguțele pe care le-am, pur și simplu le colorez, pe care le-am trasat cu creionul mai devreme. Și încerc să fie un pic mai închisă partea de jos a crenguței decât partea de sus, unde ar pica lumina. Adică să fie un maro un pic mai închis. Și la fel, nici aici, nu pictez cu grijă de a putea greși. Nu am ce greși, e pur și simplu mă las dus de val. E... asta este frumusețea în pictură. Și relaxarea care vine cu pictura, pentru că este o relaxare. A, pensula cu care pictez este o pensulă liner. E o pensulă mică, ascuțită, cu vârf ascuțit, tot din păr sintetic. Cred că numărul 6, dacă nu mă înșel. Și suportul meu de culori, sper că l-ați observat, este un ursuleț care ține niște baloane. Este paleta mea de culori. Sugerez să pictez cu culori acrilice. Sunt, cel puțin pentru mine, un mediu care îmi satisface nevoia de timp. Adică, ce vreau să spun? Ele se usucă foarte, foarte repede. Practic, eu până desenez o crenguță, până o colorez, crenguța care am terminat-o înainte, deja este complet uscată și pot să trasez și pot să adaug peste ea încă un strat. Pe când la ulei, de exemplu, durează foarte mult până să usucă un strat. E mai ușor să faci blending, să combini culorile în ulei, dar în schimb trebuie să aștepți pentru straturi suprapuse. Aici un pic adaug niște alb în maro care l-am folosit eu și adaug pe partea de sus a crenguțelor. Să fac niște zone un pic mai luminoase. Și vedeți că n-am colorat maro sub flori. Floricele le-am lăsat așa și o să le colorez direct cu roz. Am un magenta care îl folosesc și cu un roz pal.
Dar la fel, rămâne la tine fiecăruia. Eu o să vreau să fac mai întâi să colorez fix cum am făcut floricelele cu magenta mai închis așa și apoi să vin cu straturi mai deschise peste. Să suprapun câteva straturi mai deschise ca să dau un pic de volum. Și plus să fac efectiv cum îmi place mie. Nu e un mod greșit, v-am spus. Și asta e un mod foarte frumos și foarte ușor de a putea decora casa, de a face un tablouaș. De ce să plătesc o grămadă de bani pentru un tablouaș când pot să efectiv să-l pictez singur? În jumătate de oră sunt gata. Și nu numai eu, oricine poate să-l picteze singur. Are nevoie, vedeți, de o pânză, un pahar cu apă și de 6 culori toate. Acum fac niște bobocei micuți, un pic mai deschiși. Am pus mai mult roz pal și un pic de alb. Niște bobocei de cireș. Și voi face și la fel și pe ei, voi întuneca un pic în partea de jos, să fie un pic mai luminați în partea de sus, de unde ar cădea lumina, practic. Când s-au uscat toate floricelele, încep să adaug. Al doilea strat, efectiv amestec magenta care am folosit-o pentru primul strat de floricele cu alb, cu un pic de roz pal. La fel, fiecare cum preferă, cum proporția în care amestecăm culorile este aleasă de fiecare în parte, nu e o proporție exactă, nici pe departe. Eu personal pur și simplu amestec și când văd eu că e ok acolo amestec pe paleta de culori, atunci aplic culoarea pe pânză. Și fac la fiecare floricică aceeași procedură și apoi încep de la prima care s-a uscat, care am picat-o prima și repet întreaga procedură. E oricum o pictură care mi este foarte drag să o pictez, aceea de flori de cireși înfloriți, mai ales în perioada de primăvară. Acum când acest video îl filmez este primăvară, tocmai ce a început primăvara. Nu știu când vă uitați voi la el și ce sezon este, dar acum e primăvară și tocmai ce încep să înflorească. Acum când aplic al treilea strat, pun un pic mai mult alb și doar fix marginile cât mai laterale, cât mai extreme, extremitățile cele mai depărtate ale floricelei le colorez cu alb. Și încerc să las centrul florii să vadă culoarea și straturile anterioare. Practic să se vadă o zonă mai adâncă, un volum al florii. Vedeți cum fac și aici. De asemenea, încerc mișcările să le trasez înspre interiorul florii, mișcările de pensulă, exact cum ar fi creșterea florii naturală. Bobocei, la fel, îl iluminez în partea superioară cu un roz foarte deschis. Fac ca și un contur și la floricelele mai mari cu un roz foarte spre alb. Și procedeul ăsta îl putem continua până când suntem mulțumiți cum arată floricelele. Putem adăuga, niciodată nu e bine să adăugăm foarte la modul să facem exces. Adică trebuie să se vadă și celelalte culori, celelalte straturi, nu trebuie să și nu vrem să punem un strat ca după aia să-l acoperim complet cu alt strat de altă culoare, decât nu știu, dacă vrem să corectăm sau să ascundem ceva direct, voit. Dacă încă mai sunteți aici și încă urmăriți tutorialul, vă mulțumesc pentru atenție. Vă sunt recunoscător pentru că ați urmărit și pentru că sunteți interesați de picturelele pe care le fac eu. Sper și îmi doresc în tot sufletul să pot să inspir, să pot să inspir oamenii să picteze, să prindă curaj să picteze, pentru că este un hobby, dacă nu altceva, extrem de relaxant și mai ales în ziua de azi, la modul cum se întâmplă viața în jurul nostru, avem nevoie de o relaxare, avem nevoie de o oază de relaxare și de un moment de liniște. Iar pictura poate să ne ofere fix această relaxare. Și trecând de la filozofie la lecția noastră de pictură, la floricica noastră de cireș înflorită,
Acum am amestecat maro, care l-am folosit mai devreme, cu un pic mai mult alb și cu un pic de roz, pentru că din moment ce sunt floricele roz pe lângă, se mai reflectă și un pic de tot în rozul floricelelor pe crenguțe și încerc să luminez până când consider că e ok. Părți din crenguțe. La fel, nu este nimic. Putem aplica cum considerăm de cuvință. Nu trebuie să pictăm cu frica de a greși sau nu trebuie să nu pictăm pentru că ne-ar fi frică să nu greșim. Nu avem ce să greșim. Și în jumătate fac niște mici liniuțe negre cu o pensulă foarte subțire și cu un negru diluat, cu mai multă apă ca să pot să trasez niște liniuțe subțirele. Și voi pune niște punctișoare înăuntru și cred eu că tablouașul meu este complet. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!